Prin jocuri poți captiva mult mai ușor atenția copiilor, a dovedit-o psihopedagogul Monica Purice, care a reușit să implementeze un proiect ce se bucură de succes. Odată la 3 luni, atelierul recreativ distractiv este împreună cu părinții. Copiii își invită părintele alături de ei și petrec câteva oră jumate împreună. Într-un mod plăcut, realizează un obiect pe care îl vor lua acasă și care le va aminti de clipele petrecute împreună. Numărul participanților crește de la un eveniment la altul. Este firesc dacă luăm în considerare faptul că părinții își petrec prea puține ore alături de copiilor. Aici, sub coordonarea unui specialist, copiii învață să facă diverse lucruri prin metoda jocului. Eu am făcut 2 ouă de Paști colorate. Punem ață pe baloane, apoi le desumflăm cu un băț de figărui și după ce se întăresc, ies ouăle de Paști. Îți place ceea ce faci aici? Da. Da sau? Da. Ce-ți place mai mult? Să zici pe calculator sau să iei? Nu e pe calculator. Bianca și Cosmin sunt gemeni. Fetița este impresionată după fiecare oră. Pe Cosmin, părinții l-au adus aici pentru a-i oferi o alternativă de petrecerea timpului liber, în afară de calculator. Sâmbătă, pe 12 aprilie, va avea loc activitatea Alături de copilul meu fac o excursie în copilărie. Evenimentul este organizat cu sprijinul și colaborarea Casei de Cultură din Năvodari.